Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem uh, cum mai evoluează relația voastră de cuplu, ce mai putem spune despre voi doi în relație, despre tine și persoana la care tu te gândești în acest moment, uh, despre tine și această persoană minunată care este în viața ta, să vedem ce mai simte această persoană uh, referitor la tine ce mai gândește în legătură cu tine și în legătură cu acest parteneriat dintre voi doi. Iată, dragii mei, că prima carte în etalare este Doiul de Spade. După cum se vede, ești într-un real blocaj în ceea ce privește această relație dintre voi doi. Probabil că ceva, un eveniment sau mai multe evenimente care s-au petrecut între voi doi sau care nu au legătură neapărat cu voi doi în ultima perioadă vă pun pe gânduri sau vă situează în acest blocaj în care nu mai știți ce să faceți, nu mai știți încotro să o luați, nu mai știți ce decizie este bine să luați pentru voi doi, începând din acest moment. În acest sens, văd că unii dintre voi pendulați între două șanse pe care le aveți la iubire. Ați putea avea aceste șanse pentru aceia dintre voi care nu mai simt sau n-au simțit. Acest interes din partea persoanei lor mult timp în această etapă care a trecut. Iată că este, sunteți pe punctul de a vă dezarma, ca să spun așa, și de a vă orienta spre o altă persoană, văd în viața voastră și nu vreți să faceți acest lucru, adică sufletul vostru vă spune că nu sunteți pregătiți să faceți acest lucru, nu sunteți pregătiți să renunțați la persoana voastră și din cauza aceasta simțiți acest blocaj în care sunteți. Nu știți de ce persoana voastră păstrează o oarecare distanță față de voi, s-a distanțat, s-a răcit, nu mai prezintă același interes față de voi pe care îl prezenta la începutul relației, și așa mai departe. Ați vrea să înțelegeți mai multe aspecte, dar deocamdată nu aveți suficiente date, să spunem așa, despre ce se întâmplă cu această persoană. Și următoarea carte, dragii mei, iată, este Justiția din Arcana Majoră. Această carte va readuce echilibrul cât de curând în viața voastră. Văd în cel puțin doi timpi, asta înseamnă două săptămâni sau două luni, vor reveni lucrurile între voi, veți reveni la sentimente bune și frumoase și dacă până acum, iată, persoana voastră Sărăcise față de voi și nu vă mai acorda interesul pe care îl așteptați. Iată că la un moment dat se va întoarce în viața voastră și va fi va alerga el sau ea după voi. Este ca și cum roata se va întoarce pentru voi și această persoană va, va fi pe urmele voastre. Exact cum uh, erați dumneavoastră după ea uh, în, în perioada care a trecut. Uh, dar văd că în această perioadă care urmează, uh, lucrurile se vor așeza. Uh, uh, încrederea pe care o vei avea în tine însuți sau în tine însăți, uh, va crea în jurul tău o aură uh, care va însemna o foarte mare, va. Uh, Propulsiona această persoană uh, foarte mult înspre tine. Uh, o va chema pur și simplu spre tine. Uh, de ce te vei, te vei simți atât de încrezătoare în tine? Pentru că pur și simplu vei ajunge la o înțelepciune a ta uh, după atâta perioadă de stagnare între voi. Uh, o, să, o să fie o perioadă în care. O să te interiorizezi mai mult și o să ai parte de această forță vitală care va veni din interiorul tău. Iar această forță vitală și această energie nouă de care te vei bucura te vor ajuta să mergi mai departe și să-ți spui pur și simplu fie ce o fi. Adică o să mergi cu valul, cu valul vieții. Ceea ce va fi de foarte bun augur pentru tine, și iată că această persoană a ta se va reorienta spre tine și iată exact ce spuneam, regele de pentacule vine aici probabil că nu o va face alergând după tine dar oricum va face pași serioși spre tine este clar că orientarea acestei persoane este doar înspre, doar înspre tine dragul meu sau draga mea Iată acest rege de pentacule o reprezintă pe această persoană a ta care este în sfârșit este cu picioarele pe pământ, în sfârșit arată că știe ce vrea de la viață, că este foarte serios în ceea ce te privește sau serioasă și că își dorește foarte mult să fie cu tine. Despre acest lucru vorbim aici și acest lucru este ceea ce vroiai să auzi tu de la, din gura acestei persoane. Și te vei bucura foarte mult când vei auzi aceste lucruri. Următoarea carte, dragii mei, este un cavaler de băte alături de doiul de spade. Acest cavaler de băte vine să aducă foarte multă uh, pasiune și o cerere de a continua această relație, poate dintr-un punct în care vă întâlniți abia acum, dragii mei, uh, poate dintr-un punct zero, mă gândesc că este posibil să o luați de la zero unii dintre voi, să începeți o nouă etapă în viața voastră amoroasă. Iar această etapă să vă conducă spre și mai multă pasiune, spre și mai multă dragoste între voi, decât a fost la început. Acest cavaler de bâte vorbește despre o perioadă plină de foc care va începe între voi, plină de pasiune, după cum spuneam, iar această pasiune vă va conduce spre culmile fericirii. Este posibil să vă doriți să faceți și o călătorie împreună în această perioadă: o călătorie spre o zonă pe care poate n-ați mai văzut-o de mult timp, sau spre o țară mai îndepărtată pe care n-ați apucat să o vizitați până acum. Vă veți bucura foarte mult să faceți acest drum, această călătorie pentru că o veți face împreună. Iar acest lucru va contribui foarte mult la uh, edificarea relației dintre voi doi. Uh, da. Vă veți uh, îmbunătăți relația cu această ocazie. Și bineînțeles că fiind o călătorie, veți face cunoștință, este posibil și cu alți oameni interesanți pe parcursul acestei călătorii. Următoarea carte, iată, este Magicianul alături de justiția. Această, aceste cărți vorbesc despre acest echilibru care vine să se restabilească în viața voastră și despre fapte mărețe pe care reușiți să le faceți în această perioadă. Sunteți capabili de mari schimbări în viața voastră, poate că unii veți dori să vă, să vă schimbați locul de reședință, să vă mutați poate în alt, în alt sat sau în alt oraș sau în altă țară, de ce nu, poate este o relocare care are legătură cu faptul că v-ați schimbat locul de muncă sau că ați domândit un nou loc de muncă, Poate avea, poate avea și această semnificație, dar văd oricum schimbări deosebite în viața voastră privată. Iar acest lucru va aduce clar și schimbări în viața voastră amoroasă, pentru că va trebui să luați decizii care să care să vă îmbunătățească viața și nu să se întoarcă împotriva voastră. Da? Adică unul dintre voi va trebui să renunțe la ceea ce are acum pentru a pleca alături de celălalt. Ceva de genul acesta. Alături de celălalt pentru a locui împreună. Pentru că este foarte important să acordați această șansă pe care o aveți acum, de a trăi uh, plenar această relație, de a uh, consuma uh, ceea ce este între voi, focul care este între voi și de a vedea uh, unde vă poate conduce aceasta, acesta. Următoarea carte, iată, este Împărăteasa alături de Regele de Pentacule. Este clar că voi sunteți exact în aceste ipostaze, în ipostaza unei împărătese și a unui rege, Adică, ipostaze foarte frumoase, foarte bune, foarte benefice pentru această relație. Aveți rol de control în viețile voastre, vă place că se întâmplă așa, chiar dacă vă revin anumite responsabilități în fiecare, pe, fiecare pentru viața sa, dar sunteți foarte fericiți că puteți îndeplini aceste responsabilități și că puteți să vă urmați visele. Uh, dar bineînțeles că unul dintre aceste vise este și acela de uh, a vă face o viață împreună și veți face tot posibilul în perioada care urmează să, uh, să, nu lăsați acest vis deoparte și să lucrați și la îndeplinirea, sa, la îndeplinirea lui în viața voastră. Adică uh, este posibil ca în viitorul, uh, poate mai, mai îndepărtat puțin, să uh, luați și decizia de a vă întemeia o familie împreună, uh, poate să aveți și copii, de ce nu cel puțin un copil. Uh, văd aici în viitorul vostru. Să vedem uh, și o carte din oracol, ce vă spune acesta. Iată că au căzut două cărți. Uh, prima carte spune să lăsați uh, să plece uh, problemele care țin de control, îngăduie acestei situații să se desfășoare în mod natural, așadar renunțați la control, dragii mei, și aveți încredere. Această situație te cheamă să ai încredere. Acordați mai multă încredere persoanei voastre și situației în care vă aflați în prezent, pentru că încrederea și gândirea pozitivă vă pot conduce spre locuri la care doar ați îndrăznit să visați. Acestea fiind spuse, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune.